Testamentul lui Neftali, despre bunătatea firească. Cuvintele lui Neftali, lucrurile pe care le-a rânduit la vremea morții sale, în al 132-lea an al vieții sale, când fiii săi erau adunați la oaltă, în a șaptea lună, a patra zi a lunii, el fiind încă sănătos, a dat o petrecere ca să-i veselească. Și după ce s-a sculat dimineața, le-a zis, voi muri. Dar ei nu l-au crezut, iar el a binecuvântat pe Iahua și a spus cu tărie că după petrecerea de ieri a venit vremea să moară. A început apoi să le spună fiilor lui, ascultați copiii mei, voi, fiii lui Neftali, ascultați cuvintele părintelui vostru. M-am născut din Bilha. Și fiindcă Rahela s-a purtat cu vicleșug și a dat-o lui Iacov pe Bilha, în locul ei, iar ea m-a născut pe genunchii Rahelei. De aceea mi-au pus numele Neftali. Iar Rahela m-a iubit, pentru că mă născusem pe genunchii ei. Și când eram încă tânăr și fraged la trup, ea obișnuia să mă sărute și să-mi spună, tare mult aș vrea să pot avea un frate de al tău din pântecele meu, asemenea ție. De aceea Iosif era la fel ca mine în toate lucrurile, după rugăciunea Rahelei. Acum dar, mama mea era Bilha, fica lui Roteu, fratele Deborei, doica Rebecăi, iar ea se născuse într-una și aceea zi cu Rahela. Iar Roteu era din casa lui Avram, un haldeu, cu frică de Elohim, născut liber și de neam ales. Și el a căzut prins și a fost cumpărat de Lavan, iar el i-a dat de nevastă pe Ena, roaba sa, iar ea i-a născut o fică și i-a pus numele Zilpa, după numele satului în care fusese prins. Iar după aceea a născut-o pe Bilha, zicând, fica mea e dornică să găsească ce este nou, căci imediat ce s-a născut, Bilha căuta sânul mamei sale. Și pentru că eram iute de picioare ca un cerb, părintele meu Iacob mi-a dat toate sarcinile și mesajele și m-a binecuvântat ca pe un cerb, căci așa cum olarul cunoaște vasul și ceea ce se pune în el și aduce lut pentru el, tot așa și Elohim face trupul în pace cu Duhul și după puterea trupului dă el Duhul, astfel încât unul nu este mai prejos decât celălalt cu a treia parte dintr-un fir de păr, căci cu greutate și măsură și rânduială este orice făptură a celui prea înalt. Și așa cum olarul știe folosul fiecărui vas, la ce este de trebuință, tot așa știe și Elohim trupul, cât poate să facă binele și de unde pornește la rău, căci nu este lucru făcut nici gând pe care Elohim să nu-l cunoască, fiindcă el a făcut pe fiecare om după chipul său. Lucrarea fiecărui om este după puterea lui și după mintea lui, așa este lucrarea lui, și după planul lui, așa este și fapta, după inima lui, așa este și gura lui, după ochiul lui, așa este și somnul lui, după sufletul lui, așa este și cuvântul lui, fie în legea lui Iahua, fie în legea lui Belial. Și așa cum este deosebire între lumină și întuneric, între vedere și auz, tot așa este deosebire între un bărbat și altul, și între o femeie și altă femeie. Nici nu se poate spune că este vreo desăvârșire în ceva, fie în ceea ce privește înfățișarea, fie cu privire la alte asemenea lucruri, fiindcă Elohim a făcut toate lucrurile bune în rânduiala lor, cele 5 simțuri în cap și a legat gâtul de cap. De asemenea, părul pentru o înfățișare plăcută, ba chiar și inima pentru pricepere, pântecele pentru împărțirea stomacului, calamosul pentru sănătate, ficatul pentru mânie, fierea pentru amărăciune, splina pentru râs, rărunchii pentru viclenie, mijlocul pentru putere, coastele pentru închegare, spinarea pentru tărie, și așa mai departe. Astfel dar, copiii mei, fiți rânduiți pentru lucruri bune în temere de Iahua și nu faceți nimic fără rânduială, din bagiocură sau la vreme nepotrivită,
căci dacă îi poruncești ochiului să audă, nu va putea. Tot așa, nici voi nu veți putea lucra faptele luminii în întuneric. Nu vă grăbiți, dar, să vă stricați faptele prin neînfrânare sau să vă înșelați sufletele cu vorbe goale. Căci dacă veți tăcea în curăție de inimă, veți putea să țineți voia lui Elohim și să le pădați voia diavolului. Soarele, luna și stelele nu schimbă rânduiala lor, astfel dar nici voi să nu schimbați legea lui Elohim în nerânduiala faptelor voastre. Neamurile s-au rătăcit și au părăsit pe Iahoa, au schimbat rânduiala lor și și-au dus după pietre și animale, urmând duhurile de rătăcire. Dar voi să nu fiți așa, copiii mei, ci să recunoașteți în întinderea cerului, în pământ și în mare, și în toate lucrurile create pe Iahoa, care le-a făcut pe toate, și să nu vă faceți ca Sodoma, care a schimbat rânduiala firii sale. Tot așa și veghetorii, străjerii, au schimbat rânduiala firii lor, cei pe care Elohim i-a blestemat la potop și din pricina lor a pustit pământul ca să fie nelocuit și sterp. Aceste lucruri vi le spun, copiii mei, fiindcă am citit în Sfânta Scriere a lui Enoch. Ca și voi vă veți depărta de Iahoa, umblând în toată răutatea neamurilor, și veți face după toată nelegiuirea Sodomei, iar Iahoa va aduce robia asupra voastră, veți sluji dușmanilor voștri și veți fi acoperiți de toată suferința și tot necazul, până când Iahoa vă va nimici pe toți. Și după ce veți fi micșorați și împuținați la număr, vă veți întoarce și îl veți mărturisi pe Iahoa Elohimul vostru, și El vă va aduce înapoi în țara voastră după milele sale. Și se va întâmpla, după ce vor veni în țara părinților lor, că îl vor uita iarăși pe Iahoa și se vor purta cu răutate, iar Elohim îi va împrăștia pe fața întregului pământ, până când va veni îndurarea lui Iahoa. Un om care va lucra neprihănirea și va arăta milă pentru toți cei de departe și pentru toți cei de aproape, căci în al 40-lea an al vieții mele am văzut într-o vedenie că soarele și luna se opriseră pe muntele măslinilor, la răsărit de Ierusalim. Și iată că Isaac, tatăl tatălui meu, ne-a zis: fugiți și prindeți-le, fiecare după puterea lui, iar cel care le va apuca, ale lui vor fi soarele și luna. Și am alergat toți împreună și Levi a apucat soarele, iar Iuda a alergat mai repede decât ceilalți și a prins luna. Și amândoi au fost ridicați cu ele. Și când Levi a devenit ca soarele, un tânăr i-a dat 12 ramuri de finic. Și Iuda era strălucitor ca soarele, iar sub picioarele sale erau 12 raze. Iar Iuda și Levi au alergat și s-au apucat unul pe celălalt. Și iată, un taur pe pământ, având două corne mari și o aripă de vulturi pe spinare. Iar noi am vrut să-l prindem, însă nu am putut, fiindcă Iosif a alergat mai repede decât noi toți. L-a apucat și s-a ridicat cu el în înălțime. Iar eu am văzut că eram acolo și iată că ni s-a arătat o carte sfântă, zicând: asirienii, mezii, perșii, elamiții, ghelaheenii, haldeii, sirienii vor ține în robie cele 12 seminții ale lui Israel. Și iarăși, după 7 luni, l-am văzut pe părintele nostru Iacov stând lângă marea Iamniei, iar noi, fiii lui, eram cu el. Și iată că a trecut o corabie, plină cu carne uscată, fără corabieri sau cârmaci, iar pe corabie scria Iacov. Iar părintele nostru ne-a zis: haideți să ne suim în corabie. Și după ce am suit, s-a strânit o furtună mare și o vijelie, de vânt puternic, iar părintele nostru, care ținea cârma, a zburat din mijlocul nostru. Și noi, fiind purtați de furtună, am fost duși pe tot cuprinsul mării, iar corabia s-a umplut de apă și lovită de un val puternic, astfel că a fost aproape ruptă în bucăți. Iar Iosif a fugit cu o barcă mică, iar noi am fost împrăștiați pe 12 scânduri, iar Levi și Iuda erau împreună. De aceea, noi am fost împrăștiați până departe. Apoi Levi, fiind înfășurat în sac,
S-a rugat lui Iahua pentru noi toți și îndată ce furtuna a încetat, corabia a ajuns la țărm, în pace. Și iată că a venit părintele nostru Iacov și ne-am bucurat toți deopotrivă. I-am spus părintelui meu despre aceste două vise, iar el mi-a zis, aceste lucruri trebuie să se împlinească la vremea lor, după ce Israelul va îndura multe lucruri. Apoi părintele meu mi-a zis, cred că Iosif trăiește, căci văd că Iahua îl pune întotdeauna la numărul vostru. Și a zis plângând, tu trăiești, Iosif, copilul meu, iar eu nu te zăresc, iar tu nu îl vezi pe Iacov, care ți-a dat naștere și ne-a făcut și pe noi să plângem la aceste vorbe ale lui. Și ardeam în inima mea să-i descoper că fusese vândut, dar m-am temut de frații mei. Iată, copiii mei, v-am arătat vremurile din urmă, că toate se vor întâmpla în Israel. Încredințați-le și voi copiilor voștri să fie lipiți cu Levi și cu Iuda, căci prin Iuda se va ridica mântuirea lui Israel și în el va fi binecuvântat Iacov. Căci prin seminția sa va fi văzut Elohim locuind cu oamenii pe pământ, pentru a mântui pe sămânța lui Israel. Și el va aduna pe cei neprihăniți dintre neamuri. Dacă veți lucra binele, copiii mei, atât oamenii cât și îngerii vă vor binecuvânta, iar Elohim va fi slăvit prin voi în mijlocul neamurilor, iar diavolul va fugi de la voi și fiarele sălbatice se vor teme de voi, iar îngerii vor rămâne cu voi. Căci atunci când un om crește bine un copil, acesta rămâne cu o amintire plăcută. Tot așa, o faptă bună va fi o amintire bună la Elohim, dar pe cel care nu face binele, oamenii și îngerii îl vor blestema, iar Elohim va fi vorbit de rău printre păgâni din pricina lui, iar diavolul îl face pe acesta ca pe unul dintre ai săi, o unealtă deosebită, și orice fiară sălbatică va avea stăpânire asupra lui, iar Iahua îl va urâ. Fiindcă poruncile legii sunt îndoite și trebuie împlinite prin cumpătare, căci este o vreme pentru om să se împreuneze cu nevasta lui și o vreme să se înfrâneze de la aceasta pentru rugăciune. Astfel, dar, sunt două porunci și dacă nu sunt făcute în rânduiala potrivită, ele aduc păcatul. Tot așa este și cu celelalte porunci. De aceea, fiți înțelepți întru Elohim și cumpătați, pricepând rânduiala poruncilor și legea fiecărei lucrări, astfel ca Iahua să vă poată iubi. Și după ce le-a încredințat multe asemenea cuvinte, i-a îndemnat să-i ducă oasele la Hebron și să-l îngroape cu părinții săi. Și după ce a mâncat și a băut, cu inima veselă, și-a acoperit fața și a murit. Iar fiii săi au făcut după toate lucrurile pe care le-a încredințat Neftali, părintele lor.